scade numărul cazurilor de infectări cu noul coronavirus. În ultimele 24 de ore, 49 de persoane au primit testul pozitiv la COVID-19 după procesarea a 1123 de probe. Din numărul total, 40 au fost înregistrate în regiunea transnistreană. Astfel, de la debutul pandemiei, peste 252.000 de moldoveni s-au îmbolnăvit de COVID-19. Tot lunii, Ministerul Sănătății a mai anunțat că alte 6 persoane au pierdut lupta cu boala. Bilanțul deceselor în țara noastră a ajuns la 5.958. Potrivit autorităților din sănătate, în total 1.401 pacienți sunt internați în spitale din țară, dintre care 170 se află în stare extrem de gravă, iar 25 sunt intubați. Alte 197 de persoane s-au vindecat de COVID-19.